Cam așa arată modelul de 7 grame. L-am luat. Da. Vedem acum dacă ajunge. Salutare prieteni și bine v-am găsit. Eu sunt Mădălin. Astăzi facem o partidă de pescuit din Belly Boat. Sunt împreună cu cumnatul meu. E prima lui partidă din Belly Boat și nu vreau să ratez ocazia să filmez. Salut! Și-a luat Belly Boat nou. Hai să vă arăt, topul după lume. Deci ăsta chiar e topul după lume. Din punctul meu de vedere, Belly Boat-urile de la Savage Air sunt foarte reușite. Au trei camere în afară de scaun, care și ăla e gonflabil. Hai să vi-l arăt și pe-al lui, pe-al meu deja-l știți. Deci faptul că are suporți pentru lansetă și pentru mincioc, un mare avantaj. Are o cutie în spate să ții, e rigidă la modelul nou, să ții ceva rece, eu știu, poate bagi pește, poate bagi. Pentru truse mai are câteva, dar nu le-a mai montat ca să vadă dacă se descurcă fără, doar din vâsle. Hai să vedem dacă prindem și pește. Dacă sunteți noi pe canal, v-aș încuraja să vă abonați pentru că urmează mai multe partide de pescuit la Păstrăv. O să pescuiesc și eu și el cu lingurile mele. Dacă nu știți despre ce e vorba, am un site evofishing.ro, o să las un link în descriere. Și vedem dacă prinde și ceva păstrăv. Nu avem mare așteptări, v-am zis, am ieșit pentru că e prima lui partidă cu Belly Boat-ul și vreau să văd cum se descurcă. Să vedem cât rezistă. E echipa complet. Bun. Nu vă mai rețin, eu mi-am montat echipamentul foto-video și vreau să mă bag la apă. Ce râzi? Zici că ești urs? Ce urs, frate? Bă, dacă poți să mai și fug așa? Bă, de fugit nu știu dacă fugi și nu știu dacă te ține vesta, dacă te scufunzi, dar suntem mai mulți, pe aceea măcar te filmăm. N-ai ce să mai dai. Te scufunzi ca Titanic-ul. Gata, hai, uite. Apa e limpede. Sunt deja câțiva pescari. Voru, te mai ajut cu ceva? Nu, pe mâine te băgăm. Te pui la 25-30 de metri de mine, da. Păi mi-arăți unde, ca să nu... Unde mă vezi pe mine? 30 de metri, stânga-dreapta, te pui oriunde. Oriunde te pui, hai. Ne vedem pe apă. Dă vâslit, vâslești tu, da. Cum e vărul? E confort sau? Bă, uite, stă bine barca pe apă. Și ai și tu 100 și ceva. Deci chiar foarte echilibrată stă. Așa, așa. Încearcă să-i ții un centru de greutate. Nu te dai prea pe spate, că nu ești acasă. Scoate-ți vâslele. Așa, tată. Hai, fire întinse, băieți. Ha? Ce să fie mai scurte? Păi da. Hai. Dă-i ca fața Aikin. E bine, mă? Te descurci. Păi da, bravo. Hai, te aștept pe loc. Bun. Dragi prieteni, v-am zis că o să pescuiesc cu lingurile mele. Cam așa arată modelul de 7 grame.
Mai am pe aici câteva, întotdeauna am și culori noi pe care le testez. Am și de 4 grame la mine. Am și niște voblere, niște doriuchi. Deci sunt pregătit. Am chiar și gume, să nu credeți că pescuiesc limitat. Am și lingurile de 4 grame. O să încep cu lingurile de 4 grame și cu cele de 7. Și după aia o să dau și cu gume, o să dau și cu voblere. Tot în funcție de cum răspunde peștele. Bun, ca și echipament. Pentru că foarte mulți mă întrebați ce lansetă folosesc, ce... Folosesc o lansetă Yamaga Blue Current. Este modelul vechi, echipată cu o mulinetă de 2500, fir Daiwa Tournament Evo Plus. Lanseta este 1,812 grame ca și putere. Modelul nou cred că e 1,612, dar e la fel de bună. Eu am deja 3 lansete Yamaga, sunt foarte mulțumit de ele, pentru păstrăv sunt fix ce trebuie. Așa că asta folosesc eu. Nu-mi place să fac recomandări, pentru că n-am niciun interes. Singurul interes pe care l-am este să pescuiesc cu lingurile mele, pentru că, v-am zis, am și un mic magazin online și faptul că am încredere în ele este un mare avantaj. O să încep cu 7 grame, culoarea Bestia Mauve. Asta e Bestia Mauve. Am un înaintaș, un fluorocarbon varivas de 0,28,5. Poate o să ziceți că e prea gros sau prea subțire, dar eu asta folosesc. Bun, hai să începem pescuitul. Și poate avem noroc să prindem și un pește. De obicei lingurile le las pe fund sau între ape. Asta e avantajul lingurilor, pentru că se pot pescui pe toată coloana de apă. Ideea e că am un mincioc foarte mic. Mi-am luat pentru clan. Și am fost odată pe râu cu un prieten și mi-am luat de la Harshop un mincioc Berkley foarte mic. Adică, nu știu, din punctul meu de vedere, mă tot certați că n-am mincioc mare, n-am mincioc de păstrăv. Mi-am luat și eu un mincioc dedicat, dar e foarte mic. Cumnatul n-a avut mincioc la el, așa că i-am dat minciocul meu. Mamă, ce mi-a dat! Văru, bagă Bestia Mauve! Mamă, cum mi-a dat! Sper că se vede pe lansetă, pe filmare. Ah. Revenim! Am agătat-o. Păi o las mereu pe fund. Și așa se pierde o lingură pe brădișor. Trebuie să mă duc să încerc să o scot. L-am luat. Da.
Păi da. Ce mic e. Ce? E, a, a scăpat. Era mic, era de eliberat oricum. Da, da. Să vă arăt și lingura. Culoarea indigenul nou. Continuăm. Dragi prieteni, l-am luat. Nu e un păstrăv mare, dar pe aceeași lingură. Indigenul nou. Vedem acum dacă ajunge. Este un păstrăvior mic, o să le eliberăm. Gata, 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 prieteni. Dar hai să facem și o poză înainte. Și le eliberăm. Gata, prietene, că te eliberăm. Stai, prietene, am zis să facem o poză. Gata, și acum urmează eliberarea. Un păstrăvior frumos care se eliberează și s-a dus. Dragi prieteni, a fost o partidă foarte scurtă. V-am zis, ideea era ca și cumnatul meu să-și facă proba la belly boat. Am avut ceva atacuri, surprinzător. Am prins vreo 2-3 păstrăvei de aia mici. Unul l-am scăpat, unul l-am eliberat și am mai avut unul un atac foarte puternic. Dar până la urmă am ieșit ca să fugim puțin de caniculă. A fost o partidă scurtă și frumoasă. Mie mi-a făcut plăcere, așa că până data viitoare să auzim numai de bine și să aveți fire întinse. Dragi prieteni, imediat după ce am închis, am mai luat unul. E aproape întuneric, dar asta este. E foarte mic, așa că o să le eliberăm. A, e un biban. Este un bibănel. Oricum se eliberează. Dar îi facem și o poză. O poză de album. Stai, mă, bibănelule. Așa. Și du-te, tată. Ce bibonel mic. Mamă, dar ce... A luat toate trei ancorele.